Tău, Doamne Dumnezeul adevărului și al lumii a născut Fiului Tău și a Duhului Tău celui Sfânt, pun mâna mea peste locul Tău, rostiți în numele Petru Alexandru, care s-a îmbrăinicit, a scăpat către numele Tău cel Sfânt și a se păzit sub acoperământul aripilor Tale. Depărtează din adânsul și rățiunea cea veche, umple pe urmă acestea, viu va fi prin trânsele, scrie-l pe dânsul în carte vieții Tale și împreună cu turma moștenirii Tale, ca să se preamărească de dânsul numele Tău cel Sfânt și al iubitului Tău Fiu, al Domnului nostru Iisus Hristos și al Duhului Tău celui de viață păcător. Să fie ochii Tăi căutând totdeauna cu milă spre El și urechile Tale să asculte glasul rugăciunii Lui, veselește-L pe El în lucrul mâinilor Lui și tot neamului ca să se mărturisească Ție închinându-se și slăvind numele Tău cel mare și prea înalt să Te laude pururea toate zilele vieții sale, că pe Tine Te laudă toate puterile cerești, a Ta este slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Așa că întoarceți cu fața spre ușă. Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește, ceartă-Te pe Tine, diavole, Domnul, Cel ce a venit în lume și s-a sălășduit între oameni ca să surpe tirania Ta și pe oameni să-i izbăvească, Cel ce pe lemn puterile cele potrivice a birui soarele, punecându-se, pământul clătinându-se, mormintele deschizându-se și trupurile sfinților sculându-se, care a zdrobit cu moarte pe moarte și a surpat pe Cel ce avea stăpânirea morții, adică pe Tine, diavole, Te jur cu numele Lui Dumnezeu care arăta pomul vieții și a lui heruvin și sabii de foc, ce se întorcea de-l strânjuia cu tremură, te se depărtează. Până în ziua cea mare gătită judecății, teme-te de Dumnezeu, Cel ce șade pe heruvin și caută spre adâncuri, de care se cutremură îngerii, nouă ostașa lui Hristos Dumnezeu, că te jur cu numele acelea care umblă pe aripile vânturilor și pace pe îngerii săi duhuri și pe slugile sale pară de foc, ieși și te depărtează de la zidirea aceasta cu toată puterea și cu toți slujitorii Tăi, că s-a prea slăvit numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește! Dumnezeul cel Sfânt, cel înfricoșător și slăvit, Cel ce este în toate lucrurile și în tăria Sa neajuns și nepătrunț, Cel ce mai înainte Ți-a rânduit Ție, diavole, pedeapsa muncii de veci prin noi, nevrednicii robii Lui sporuncește Ție și la toată puterea, ce împreună cu Tine lucrătoare să te depărtezi de la nou însemnat cu numele Domnului Iisus Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, te jur, dar într-o tot viclene și necurate, spurcate și urâte duhurile străine, cu puterea lui Iisus Hristos, care are toată puterea în cer și pe pământ, Cel ce a zis Duhului mus și surd, ești din nou și de acum să nu-i trântrânsul, du-te cunoașteți puterea cea de șartă, care nici peste porci n-a avut stăpânire. Adu-ți aminte de Cel ce ți-a poruncit ție după cererea ta să intri în turma lor. Teme-te de Dumnezeu cu apărul, poruncă pământul pe ape s-a întărit, de Cel ce a zidit cerul și a pus înălțimilor hotar și vârilor măsură, de Cel ce a pus nisipul hotar mării și în apă mare cărare tare, de Cel ce se atinge de munți și îi fumegă, de Cel ce se îmbracă cu lumina ca și cu o haină, de Cel ce a întins cerul ca un port, de Cel ce a acoperit cu ape înălțimile Lui, de Cel ce a așezat pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în veacul veacului, de Cel ce cheamă apa mării și o varsă pe fața întregului pământ, ieși și te depărtează de la Cel ce se gătește către Sfânta Luminare. Te juce. Doamne Savao, Dumnezeului Israel, Cel ce tămăduiești toată boala și toată neputința, caută spre robul Tău acesta, rostiți numele. Petru Alexandru, ceartă, cercetează, depărtează de la dânsul toată lucrarea diavolului, ceartă duhurile cele necurate și le depărtează și curățește lucrarea mâinilor Tale și lucrând cu grabnica Ta lucrare, zdrobește de grabă pe Satana sub picioarele lui și dă biruința asupra lui și asupra duhurilor celor necurate, ca dobândind mila Ta să se învrednicească de tainele Tale cele nemuritoare și cerestie slavă să înalțe Tatălui și Fiului și Sfântului Duh acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește! Stăpâne, Doamne, Cel ce ești, care ai făcut pe om după chipul și asemănarea Ta și ai dat lui putință de a dobândi viața de veci după aceea căzând prin păcat, nu l-ai trecut cu vederea cerându-i mântuire lumii prin întruparea Hristosului Tău. Însuți primește în împărăția Ta cerească și făptura aceasta pe care ai zbăvit-o din robia vrăjmașului, deschide-i ochii gândului ca să strălucească în el lumina Evangheliei Tale. Însoțește-i viața cu înger de lumină ca să-l izbăvească pe el de toată bântuiala potrivnicului, de întâmpinarea celui viclean, de demonul cel de amiază și de nălucirile cele rele. Depărtează de la dânsul pe tot vicleanul și necuratul Duh care se ascunde, se încurcează în inima lui.
Depărtează de la dânsul pe tot vicleanul și necuratul Duh care se ascunde, se împuipează în inima lui. Depărtează de la dânsul pe tot vicleanul și necuratul Duh care se ascunde și se împuipează în inima lui. Duhul înșelăciunii, Duhul vicleșugului, Duhul slujirii dolești și a toată lăcomia, Duhul minciunii și a toată necurăția care lucrează după învățătura diavolului și îl fă pe luaie cuvântătoare, turmei cele stricată, și ferim veșmântul neîntinat să dobândească fericirea sfinților în împărăția ta, cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia născut fiului tău, cu care bine ești cuvântat cu prea sfântul și bunul și de viață păcătorul tău Duh acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vă reîntoarceți iar cu fața spre apus. Eu vă întreb și dumneavoastră răspundeți, mă lepăd de satana, da? Vă spun o întrebare. Te lepezi de satana și de toate lucrurile lui și de toți slujitorii lui și de toată slujirea lui și de toată trufia lui. Mă lepăd de satana. Așa spun. Spune mă lepăd de satana. Te lepezi de satana și de toate lucrurile lui și de toți slujitorii lui și de toată slujirea lui și de toată trufia lui. Mă lepăd de satana. Mă lepăd de satana. Te lepezi de satana și de toate lucrurile lui și de toți slujitorii lui și de toată slujirea lui și de toată trufia lui. Mă lepăd de satana. Mă lepăd de satana. Te-ai lepădat de satana. M-am lepădat de satana. Te-ai lepădat de satana. M-am lepădat de satana. Te-ai lepădat de satana. M-am lepădat de satana. Suflă și îl scuipă pe satana. Suflați în semnul crucii spre ușă. Scuipați simbolic în semnul crucii tot spre ușă. Apoi vă reîntoarceți cu fața spre mine. Te unești cu Hristos, mă unesc cu Hristos. Te unești cu Hristos, mă unesc cu Hristos. Te uni cu Hristos, m-am unit cu Hristos. Și crezi Lui, cred Lui ca un împărat și Dumnezeu. Așa spun. Cred Lui ca un împărat și Dumnezeu. Și acum să rostim împreună trezul de aici, da? Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotținătorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Pontiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la cerul și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Te-ai unit cu Hristos, m-am unit cu Hristos și crezi Lui, cred Lui ca un împărat și Dumnezeu. Te-ai unit cu Hristos, m-am unit cu Hristos și crezi Lui, cred Lui ca un împărat și Dumnezeu. Te-ai unit cu Hristos, m-am unit cu Hristos și te închin Lui, mă închin Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, treimei cei de o ființă și nedespărțită. Binecuvântat este Dumnezeu care voiește ca toți oamenii să mântuiască și la cunoștința adevărului să vină acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Acum intrăm în biserică. Sfântul pe de puterea Duhului Sfânt spre Unii cu Hristos, numai Fiul al Duhului, ci Fiul al Împărăției tale, cu bunăvrerea și cu harul, unui a născut Fiului tău, cu care vine și cuvântat, cu prea Sfântul și Bunul și cu viață, cu Fii ajutor și binecuvântare cerească, prin și Fiul și cine ce propria? Care vă bagă la casa? Poruncilor tale, amin, amin, amin.
Așa, așa, vă luați pânza. Așa, țineți bebelușul cineva să nu fugă. Fugă Petrica, nu? Vali. Robul lui Dumnezeu, Petru Alexandru, în numele Tatălui, amin, și al Fiului, amin, și al Sfântului Duh, amin. Pecetea darului Sfântului Duh, noi să repetați de fiecare dată, amin, da? Pecetea darului Sfântului Duh, amin. 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 Pecetea darului Sfântului Duh. Amin. Să vă trăiască. Tot așa bine, bine înfășat, decât în pleduri, da. Și luați în brațe. Și împreună. Sfântul botez și ai dat înnoirea vieții în sustăpâne, Doamne, binevoiește să strălucească pururea lumina feței tale în inima lui. Apără pavăza credinței nebântuită de vrăjmaș, păzește întrânsul nespurcată și neîmpinată, haina nestricăciunii cu care s-a îmbrăcat, păstrând întrânsul cu harul tău, nestricată pe cetea cea duhovnicească și fii milostivă acestuia și nouă după mulțimea îndurărilor tale. Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, care prin spălarea botezului dai strălucire cerească celor botezați
Cel ce a doua oară ai născut pe robul tău acesta nou luminat prin apă și prin Duh și ai dat lui iertare de păcatele cele de voie și fără de voie. Pune peste dânsul mâna ta cea puternică și îl păzește pe el cu puterea bunătății tale. Ferește iar cura nefurată și îl învrednicește pe dânsul de viața de veci și de cele bineplăcute ție. Că tu ești sfințirea noastră, ție slavă înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Te-ai sfințit, tu te-ai spălat, tu te-ai numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Botezat, tu te-ai miruit, tu te-ai luminat, tu te-ai sfințit, tu te-ai spălat, tu te-ai în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dacă puteți să-l îmbrăcați definitiv, de clar căpșor să nu-l puneți, că nu avem un pic de treabă. Domnului să ne rugăm. Binecuvântează împreună cu nașii lui și le dăm lor să gândească toate legea ta, să facă cele bine plăcute ție. Doamne Dumnezeu, cu bunătatea ta e sfințită pe cei ce cred în tine. Pruncul acesta să se pogoare peste capul lui binecuvântarea ta. Și precum ai binecuvântat în corpul Samuel, pe frate David, binecuvântează și capul omului de la acestea, pe Alexandru, pe mâna mea, păcătosului, însoțindu-l pe Duhul tău cel Sfânt. Ca sfărindu-l creșterea și călunteții de bătrânețiilor, să-ți înalțe slavă, să facă bunătății și salutul în toate zilele vieții sale. Că ți iese cu bine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci. Se tunde rogul lui Dumnezeu pentru Alexandru, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Să vă trăiască nașilor și părinților. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare la ta, rugăm-ne, ți-i auzi-ne, cine miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Care au primit pe pruncul acesta pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Milostivă și iubitor de oameni, Dumnezeule, și ție slavă, înălățăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și-n vecii vecilor. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe Petru Alexandru, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se îmbisericește Rogul Dumnezeu, Petru Alexandru, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Așa, să vă trăiască, să fie sănătos. Nu, ca cu tot la nașa laș, luați brațul și cu nașul mergem la altar ca să-i dăm Sfânta Împărtășanie, da? Da, nu, tati, că acum ați văzut să fie vinuți. N-aveți copii, nu?
O să căpăt azi, Dumnezeu. Împărtășește rugul lui Dumnezeu, zice Doamne. Petru Alexandru, cu trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Ionuț, mai ai ceva pe acolo? Vin? Să vă trăiască, să fie sănătos, să vă bucurați de el. Pe aici, pe aici. Acum și pururea și-n veci și veci lor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre Domnului să ne rugăm. Amin. Pentru robii lui Dumnezeu Ionuș și Georgiana Alexandra, care acum se logodesc unul cu altul, și pentru mântuirea lor, ca să li se dea lor fi de moștenirea neamului. Pentru ca să li se trimită lor dragoste desăvârșită, pașnică și ajutor, ca să fie binecuvântați în deplină înțelegere și credință tare Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie păziți în viață și petrecere fără de prihană și ca Domnul Dumnezeul nostru să le dăruiască lor viață cinstită și nuntă neîntinată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie izbăviți ei și noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, mărita stăpâna minții să o pomeni. Lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne, dă ție sfânt și lor. Amin. Dumnezeule cel veșnic, care pe cele despărțite le-a adun într-o unire și ai pus dragostea legătură neîntreruptă, cel ce ai binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca și i-ai arătat pe ei moștenitor făgăduinței tale, însuți binecuvântează și pe robite Ionuș și Georgian Alexandru, povățuindu-i pe dânsi spre tot lucru bun. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeule, și ție slavă, înălățăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Amin.
Alexandra, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se lobodește robul lui Dumnezeu Ionuț cu roaba lui Dumnezeu Georgiana Alexandra, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se lobodește robul lui Dumnezeu Ionuț cu roaba lui Dumnezeu Georgiana Alexandra, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se lobodește roaba lui Dumnezeu Georgiana Alexandra cu robul lui Dumnezeu Ionuț, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește roaba lui Dumnezeu Georgiana Alexandra cu robul lui Dumnezeu Ionuț, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește roaba lui Dumnezeu Georgiana Alexandra cu robul lui Dumnezeu Ionuț, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, care împreună cu sluga Patriarhului Avram ai călătorit în Mesopotamia, trimițându-l să lobodească femeia stăpânului său Isaac și prin mijlocirea scoaterii de apă, i-ai descoperit să lobodească pe Rebeca, însuți binecuvântează și logodna robilor tăi aceștia Ionuț și Georgiana Alexandra. Și întărește cuvântul ce și-au dat, unește-i pe ei cu sfânta ta umile cea de la tine, că tu dintr-un început ai zinit parte bărbătească și femeiască și de la tine se însoțește bărbatului femeie spre ajutor și spre dăinuirea neamului omenesc. Însuți dar, Stăpâne Dumnezeul nostru, Cel ce-i trimis adevărul peste moștenirea ta și păgăduința ta, peste robii tăi părinții noștri ce aleși pe din neam în neam, caută spre robul tău Ionuș și spre roaba ta Georgiana Alexandra și întărește logodna lor în credință, în înțelegere, în adevăr și dragoste. Că Tu, Doamne, ai arătat să se dea logodire și să se întărească toate. Prin inel s-a dat lui Iosif stăpânire în Egipt. Prin inel s-a preamărit Daniel în țara Babilonului. Prin inel s-a arătat adevărul ta mare. Prin inel Părintele nostru Cel Ceresc s-a îndurat spre Fiul Cel Risipitor. Când a zis, dați-ne în dreapta Lui și zâmbim vițelul cel gras, mâncând să ne veselim. Această dreapta ta, Doamne, a întrămat pe Moise în Marea Roșie, căci prin cuvântul tău cel adevărat, cerurile s-au întărit și pământul s-a întemeiat. Și dreapta robilor tăi să se binecuvânteze cu cuvântul tău cel puternic și cu brațul tău cel înalt. Însuți, dar și acum, Stăpâne, binecuvântează această punere a inelelor cu binecuvântare cerească și Îngerul Domnului să meargă înaintea lor în toate zilele vieților, că Tu ești Cel ce binecuvântezi și sfințești toate câte sunt ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și nașele amândouă, puteți verigheta. Așa, faceți schimb între dumneavoastră. Așa, și le puneți pe inelarul de la stânga, acum. Așa. Pe inelarul de aia. Până la 99 de ani, și apoi mai facem pe aia de aia. De diamant. De diamant. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Amin. Starea Sfintelor lui Dumnezeu Bisericii pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru robii lui Dumnezeu Ionuș și Georgiana Alexandra, care acum se însoțesc unul cu altul prin taina nunții
și pentru mântuirea lor, ca să fie binecuvântată nunta aceasta, ca și aceea din Cana Galilei, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să li se dea lor viață cumpătată și naștere de prunci buni spre folos, ca să se veselească la vederea fiilor și a fiicelor lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să li se dăruiască lor bucuria nașterii de prunci bun și purtare, fără de prihană în viață, ca să li se dăruiască lor și nouă toate cererile cele către mântuire, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie izbăviți ei și noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Te prea sfânta, curata, prea binecuvântata, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Că ție se cuvine toată mărirea, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeule cel prea curat și ziditor de toată făptura care din iubirea Ta de oameni ai prefăcut poasta strămoșului Adam în femeie și e binecuvântat pe dânsii și ei zis, crește și vă mulți și stăpâniți pământul. Și pe amândoi ai arătat un trup prin însoțire, căci pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup și pe care Dumnezeu i-a unit omul să nu-i despartă. Cel ce e binecuvântat pe robul tău Avraam și ai deschis pântecele sare și l-ai făcut tata multe neamuri, cel ce-i dăruit pe Isaac Rebecca și-ai binecuvântat nașterea ei, care-i însoțit pe Iacob cu Rahela și din plânsul arătat 12 patriarhi, cel ce-i însoțit pe Iosif cu Asineta și le-ai dăruit lor prunși pe Efrem și pe Manase, care-i primit pe Zaharia și pe Elisabeta și le-ai dat lor prunși pe înainte mergătorul, cel ce din rădăcina lui Iesei după trup ai crescut pe pururea Fecioara și din trânsa te-ai întrupat, din voia ta se place însoțirea cea după lege și nașterea de prunci din trânsa. Însuți, Stăpâne prea Sfinte, primește rugăciunea noastră robilor Tăi și precum acolo și aici fiind de față cu ajutorul Tău cel nevăzut binecuvântează această nuntă și dă robilor Tăi acestora Ionuș și Georgian Alexandra viață pașnică, lungime de zile, înțelepciune, dragoste, unea către altul, legătura plăcii, dar de prun seminție cu viață îndelungată, cu luna cea nevestejită a măririi. Învrednicește-i pe dâns și aș vedea pe fiii fiilor lor. Păzește viața lor fără de bântuială și le dă lor din roa cerului de sus și din belșugul pământului. Umple casele lor de grâu, de vin, de unde lemn și de toată bunătatea, ca să dea și celor lipsiți și dăruiește și celor ce sunt împreună cu dânsii toate cererile cele către mântuire. Că lui Duh acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul nostru, Sfințitorul Nunții Celei Tainice și Preacurate și Legiuitorul Nunții Celei Trupești, Păzitorul Nestricăciune și Chivernisitorul Cel Bun, al celor trebuind de trebuință vieții. Însuți, Stăpâne, Cel ce de la început ai zidit pe om și l-ai pus pe dânsul ca un stăpân al făpturii și ai zis, nu este bine să fie omul singur pe pământ să-i facem lui ajutor din trânsul. Și luând una din coastele lui, ai zidit femeie pe care, văzându-o Adam, a zis, iată acum os din oasele mele și trup din trupul meu, aceasta se va numi femeie căci din bărbatul său s-a luat. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup și pe care Dumnezeu i-a unit omul să nu-i despartă. Și acum, Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, trimite harul Tău cel ceresc peste robii Tăi aceștia, Ionuț și Georgiana Alexandra. Și dă roabei Tale acestea să plece toate bărbatului său și robului Tău acestuia să fie ca femeie ca să viețuiască
după voia Ta. Binecuvântează pe dânsii, Doamne Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Avraam și pe Sara, pe Isaac și pe Rebeca, pe Iacob și pe toți patriarhii, pe Iosif și pe Asineta, pe Moise și pe Semfora, pe Ioachim și pe Ana, pe Zaharia și pe Elisabeta. Păzește-i pe dânsii, Doamne Dumnezeu nostru, precum ai păzit pe noi în corabie. Păzește-i pe dânsii, Doamne Dumnezeu nostru, precum ai păzit pe Iona în pântecele Chitului. Păzește-i pe dânsii, Doamne Dumnezeu nostru, precum ai păzit de foc pe Sfinții trei tineri, trimițându-le lor rouă din cer. Și să vină peste dânsii bucuria aceea pe care a avut-o fericită Elena când a aflat cinstita cruce. Adu-ți aminte de dânsii, Doamne Dumnezeu nostru, precum ți-a adus aminte de Enoch, de Sem și de Ilie. Adu-ți aminte de dânsii, Doamne Dumnezeu nostru, precum ți-a adus aminte de Sfinții Tăi, 40 de mucenici trimițându-le lor cu unul din cer. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeu nostru, și de părinților care i-au născut și i-au crescut, pentru că rugăciunile părinților întăresc temeliile caselor copiilor. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeu nostru, și de nașii lor, Cristian și Elena, Marius și Alexandra, și de nuntașii care s-au adunat la săvârșirea acestei sfinte taine. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeu nostru, și de robul Tău Ionuț, și de roaba Ta Georgiana, Alexandra, și binecuvântează pe dânsii. Dă-le lor roadă pântecelui, prunci buni, bună înțelegere, sufletească și trupească. Înalță-i pe dânsii ca cedrii Libanului, ca o vie odrăzdită. Dă-le lor roadele pământului, ca toată îndestularea vânt să sporească spre tot lucru bun și bineplăcuție să vadă pe fiii fiilor lor, ca niște mlădițe tinere de măs din împrejurul mesei lor și bineplăcând înaintea Ta să strălucească ca luminătorii pe cer în Tine, Domnul nostru, căreia se cuvine slavă, putere, cinste și închinăciune Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului Isar, din Sfânt Lăcașul Tău și unește, Doamne, pe robul Tău Ionuț, la dreapta, cu roaba Ta Georgiana Alexandra, până la sfârșitul vieții lor. Pentru că de la Tine se însoțește bărbatul cu femeia, unește într-un gând, încununează și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci, vecilor. Amin. Se cunună robului Dumnezeu Ionuț, cu roaba lui Dumnezeu Georgiana Alexandra, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună robului Dumnezeu Ionuț, cu roaba lui Dumnezeu Georgiana Alexandra, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună robului Dumnezeu Ionuț, cu roaba lui Dumnezeu Georgiana Alexandra, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se cunună roaba lui Dumnezeu Georgiana Alexandra cu robul lui Dumnezeu Ionuț, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună roaba lui Dumnezeu Georgiana Alexandra cu robul lui Dumnezeu Ionuț, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Încununează-i pe dânsii.
Să luăm aminte, pace tuturor, înțelepciune, să luăm aminte. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește!
Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să putezăm a te chema pe tine, Dumnezeul cel ce restată, și a zice... Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel vicrea. Este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecii lor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeule, Cel ce toate le-ai făcut cu puterea Ta și ai zidit lumea și ai înfrumusețat cu luna tuturor celor făcute de Tine, însuși acest pahar de obște, care l-ai dat celor ce se însoțesc prin unirea nunții, binecuvântează cu binecuvântare duhovnicească, că s-a binecuvântat numele Tău și s-a preamărit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să te mulțești ca Iacob, umblând în pace și păzind poruncile lui Dumnezeu. Amin. Sărută Sfânta Cruce, Sfânta Evanghelie, cununia, haideți să sărută mâna preotului, mâna nașilor și mâna nașilor. Ia-o la rău. Nașile puteți să îi dați mâna acum. Buchețelul lăsați-le și repede să vă duce. Așa, lasă-l. Nașele tot unde asta, nașe acolo. Așa, Georgiana, pune.
stângă, nașe de dreapta pe economie. Bărbatul tău și păzindu-i elile legii, ca așa binevoit Dumnezeu. Prin punerea mâinilor pe Sfânta Evanghelie și pe Sfânta Cruce, a săvârșit jurământ înaintea Sfântului Altar că veți păzi legătura dragostei și a unirii dintre voi până la mormânt, curată, netreruptă, dreaptă și cinstită, și că nu vă veți abate de la datoriile voastre niciunul, nici altul, urmând ce este plăcut lui Dumnezeu și oamenilor. Așa să vă ajute Dumnezeu. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce cuvenirea la nunta din Cana Galilei ai binecuvântat-o, binecuvântează și pe robitei aceștia, care cu purtarea ta de grijă s-au însoțit prin unirea nunții, binecuvântează intrările și ieșirile lor, înmulțește cu bunătăți viața lor, primește cu unile lor în împărăția ta, păzindu-i curați fără de prihană și ne asupriți în vecii vecilor. Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, treimea cea Hristos sfântă și de opință și începătoare de viață, o dumnezeire și o părăție să vă binecuvânteze pe voi, să vă dea o viață delungată, naștere de bun și bun spor în viață și în credință, să vă umple pe voi de toate bunătățile cele pământești, să vă învrednicească și de desfătarea bunătăților celor făgăduite pentru rugăciunile preasfinte, născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților tăi. Robilor lui Dumnezeu Ionuș și Georgiana Alexandra, care acum s-au însoțit prin taina nunții, dă-le, Doamne, sănătate, viață nelungată și păzește într-un mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, într-un mulți ani. Nașilor lor, care i-au adus înaintea Sfântului Altar, Cristian și Elena, Marius și Alexandra, dă-le, Doamne, sănătate, viață îndelungată și păzește pentru mulți ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Într-o mulți ani! Mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la suntem aici în casa lui Dumnezeu, împreună cu Ionuș și cu Georgiana, ca să binecuvântăm întâi de toate pruncușorul lor care l-a primit în biserică și l-a botezat, și acum și ei să primească, și au primit, de fapt, taina Sfintei Cununii înaintea lui Dumnezeu, când l-am rugat pe Tatăl Ceresc să se coboare aici prin Duhul Sfânt și să unească destinele lor. Înaintea lui Dumnezeu sunt multe zile frumoase în viață. Dar poate că ziua aceasta pentru dumneavoastră trebuie să rămână cea mai frumoasă zi din viața dumneavoastră, ziua în care v-ați unit destinul aici înaintea lui Dumnezeu. Până acum ați fost voi lângă tine. Și în Georgiana ți-a trimis Dumnezeu ca să spui ca Eva, iată o os din oasele mele, iată pe cel care trebuie să fie jumătatea mea potrivită. V-a adus Dumnezeu aici împreună, ați primit taina Sfintei Cununii. De acum mai sunteți doi și sunteți una înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce va uni pe voi știu că este dragoste. Și dragostea, vedeți, când ne punem inelul sau verigheta cu care ne logodim, cercul simbolizează infinitul. Iubirea spune că n-are început și n-are sfârșit. Nu există un început și un sfârșit. Poate să înceapă într-un moment, dar de terminat nu trebuie să mai se termine niciodată. Și iubirea are fazele ei.
Când ești mai tânăr, este într-un fel, când ajungi la anumită vârstă, dar dacă ați început pe drumul acesta al căsnicii, să nu uitați să purtați întotdeauna focul iubirii. Pentru că întotdeauna, când aveți orice probleme, să nu uitați de dragostea dintre voi, pentru că asta biruiește totul. Când este iubire, poți să treci peste orice. Când iubești pe cineva, poți să ierți, poți să rabzi, poți să faci multe. Când nu iubești, toate sunt așa cum nu trebuie. De aceea vă spun, cel mai puternic jar care să ardă în căminul vostru, că asta înseamnă, vedeți, spuneau înainte bătrânii, să merge la popa să le pună pilostrii. Da. Ei, de ce să spune așa? Că și acolo e un înțeles. Nu erau așa de proști bătrânii noștri. Pentru că sunt pilostrii arde focul. Într-un cămin, dacă nu mai arde focul iubirii, al înțelegerii, al bunătății, acolo se stinge. Și de aceea Dumnezeu va da binecuvântarea aceasta. Rugăm pe Domnul să vă dea o căsnicie fericită, să aveți un drum frumos în viață, să vă păzească așa cum ne-am rugat la Logodnă, să-L trimită pe Îngerul Domnului să vă însoțească în toate zilele vieții voastre, să nu uitați că sunteți creștini, voi sunteți 200 de dragi, voi care de micuți ați venit, cel puțin eu nu, și la biserică și la Sfânta Împărtășanie, și iată că acum Lui Dumnezeu să fie aici la Sfânta Cununie și la botez, totodată. Mă rog Domnului să aveți un drum frumos în viață, să vă binecuvânteze, așa cum ne-am rugat cu binecuvântarea cerului de sus și cu belșugul pământului de jos și să vă însoțească în toate zilele și în toate căile dumneavoastră. Domnul să vă binecuvânteze, căsnicie fericită, casă pe piatră, nu de piatră, de piatră nesfințitoare, să aveți pe piatra Hristos. Acolo e adevărata stâncă care nu o dărâmă nimeni și toate zilele să le aveți măcar cum a fost ziua asta. Senină, frumoasă, cu soare și binecuvântată. Doamne ajută și Domnul să-i binecuvânteze. Acum puteți să reunați toate gândurile bune, să-i îmbrățișați. A dormit ăsta mică.